Salutare și bine v-am găsit la un nou hobby aici în Roblox. Va trebui să fim un fel de prison break de buget în Roblox. Mi se pare super interesant hobby-ul și suntem alături de Ovițianu. Salutare! Trebuie să ne luăm revanșa pentru că este deja 2-0 pentru el. Bă, s-o sincer, asta, bă, trebuie să o deschizi tu. Trebuie să apeși tu aici, mă. Uite, apeși pe manetă, bă. Bă, nu știu unde ești tu. Înăuntru, în celul înapoi. A, pe da, eu sunt afară. Păi deschizi cu maneta. De aici cred că în față. Nu, trebuie să mergem așa, așa, uite cum o sărit ăla. A, da. Nu, hai să mergem după groapă. Deci, și de acolo... nu uitați de un like, un share, un subscribe și la mine și la Ovițianu, nociv.insta, ovidiu.700, Instagramurile, cam atâta, nu? Like toate, gata. Știe lumea că e 2-0 momentan la concursurile de obi. Bă, frate, ăsta e de Florislava? Sau ce naiba? Nu știu, dar haide, cum începem? Ai pe checkpoint. Nu, hai pe checkpoint. Așa, no, bun. Și hai că număr eu de data. No, haide să vedem, ia. Iar au intrat Robert și Nocivana. Bun, deci 3, 2, 1, 0,5. Start. Te-am făcut. Bă, ce ticălos, bă. L-am făcut, la start. Hai că m-ai făcut, da. Ui, la el că urca scara mai repede. Nu, n-am urcat, am căzut. Ai căzut. Cum naiba am căzut? O căzut de pe scară. Dar cum am căzut? Că am mers doar în față. Aolo, am căzut în labă. Nu, și eu. Uai, mă. Cum naiba? Dar nu ne mai respawnează? Ba, cam greu. 3 ani durează, uai. Ceva, da. Mamă, deja avem probleme de la început. Păi aia e bine. Mie îmi plac obiurile care îți pun un pic de problemă. De. Să nu fie prea ușor. Uite, Nocivana n-are niciun stres, o trecu, ne așteaptă. Ba. Opa. Aolo, ce-i aici, bă? Cu capcane. Aolo, exact acolo nu trebuia să stau. Eu am crezut că acolo e locul unde poți să te ferești. Ai, nu, serios, am murit la ultima capcană. What the hell, man. Te-am dus capul. Uite, mă, că o trecu... Ai, bă, serios. Haide, nu! Mori. Ai murit și tu? Bun, acolo am murit și eu. Bă, dar capcana asta ți-o dă urât de tot. Au, da, bă, pleacă mult mai repede. Bun, perfect. Ai scăpat, mă? Da, am trecut. Bă, bine, ce urât, bă. Hai cu un 3-0. Mamă, da, urc aici în spirală. Ai. Am amețit deja. Shoot, we need the key, ok. Ce naiba, am murit. Cum? Mamă, nu o să zic aici. Nu o să zic că nu-i bine. Cum naiba fac? A? Păi și eu scut tine aici. Păi și nu știu ce trebuie să facem. Dar ce ne zice? Shoot, we need the key to open the door. Ok. Ok. N-am înțeles nimic, o deschis un ușa, pac, tot, blană. Am trecut și eu, mă. Stai, potol, unde s-ar tu așa, mă? Șarlatane! Stai, șarlatanule, te-am întrecut. Hai că m-ai întrecut, da? Uite că suntem unul în altul șarlatan mic. Oleu! Și de aici ce trebuie să fac? Nu știu, eu mă duc. Ce-o fi? Bun. Uai, cine bă a fost asta? Unde ești? În spatele tău. Mamă, dar cum picăm aici prin castel. Mamă, dar nu-mi rup picioarele și eu? Noi am fost ceva prizonieri și trebuie să scăpăm din castel. Păi ți-am zis prison break de buget. Păi da, dar să înțeleagă oamenii mai... Noi și familia Flintstone. Da, un fel de prison break de pe vremea al familiei Flintstone. Cam așa e. Bine, poate lumea nu știe ce-i prison break. Poate lumea nu cred că știe ce-i familia Flintstone. Ba, nu cred. Bă, ia spuneți în comentarii, știți de familia Flintstone cu Fred și Barney? Nu știu, mă, acum copiii de așa ceva. Opa, au căzut, am ajuns primul, cel mai blană. Ăsta în spatele tău. Vagabondule, și eu intru acum. Portal. Bă, cum avea la viteza aia? A, așa. Uai! Ai venit după mine. Am murit și eu. Uai, ce m-a dus, bă. Păi eu mă așteptam la asta, dar nu știam că trebuie să sar. Păi eu, aici e Temple Run, direct. Da. Mamă, ce-mi place. Cât de satisfăcut. Uai, ai sărit, mă? Da. Uai, ce urât. Ești departe deja, bun. Dar sunt multe obstacole. Și tot la limit, așa frumos. Bun, am trecut și de ăsta. Mamă, ce viteză. Aolo. Ți-ai că la sfârșit te lasă fără viteză. Haide, bă, am intrat iar într-un portal. Vai, la limită și eu. Scăpăm, mă, și noi de castelul ăsta sau sal?
Hai că ai scăpat și tu dacă Vițiene! E. Ce ești în spatele meu? Nu, no, acum am mai intru și eu. Oh, bun. Oare câte nivele sunt? Aia era fain, să știm și câte nivele sunt, știi? Ce naibă. Pe, nu știu exact, dar nu sunt multe, zic eu. Păi cam câte? 20, 30? Nu știu, nu contează, ce contează? Bă, sper că nu poți trece și tu de podul ăla. Așa e că nu poți. Sau adică? N-ai ajuns încă? La un pod. Ba, acum, uite. Și ai putut trece sau trebuie să apeși și tu pe trebuie aia? Trebuie să apăs eu. A, bun. Credeam că rămâne jos și am pierdut timp pentru tine, nu era corect. Aoleo, Vițiene, te văd acolo, mamă, scap din casă. Băi, un dragon, oaie! Da, unde? Da, uite, dragonul, bă! Da, what the hell, acum. Man? Vreau să pierd timp, să văzut numai un pic din coadă. Ajungem la dragonaș, uite, se vede acolo. Ok, dragon, ce bă. Să fac. Ah, ok. Sper că am făcut. Cum adică nu mai știi ce trebuie să-i faci? Am zis, nu știu, băi. Ai zis, nu mai știu, ticălosule. Nu, am zis așa. Adevărul e că eu am mai jucat obiul ăsta de acum vreo 2-3 luni, cred că, deci n-are nicio relevanță. Nu mai știu obstacolele și astea. Mamă, păi am și o scuză. Da, 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 tu mereu ai o scuză. Hai că ești numai cu un level în urmă, deci ai șanse. Uite, suntem la același level acum. Bă, am ajuns la dragon. Dragonul! În gura dragon, sper că... Da, ai tocmai m-a înghețit dragonul. Aoleu. Și este foarte scârbos, sincer să fiu. A, te mănâncă dragonul, bă? Da. Bă, că intru și eu la dragon. M-am prăvălit, mamă, ce mă... Aoleu. Aoleu, sunt dragon, bă, și eu. Dragonul ăsta o cam mâncat oameni. Aoleu, ce pana mea! Bă, da, te-ai dus, da? Păi da, bă, dar nu-i cinstit, că nu poți să controlezi. Știu, m-am prăvălit și eu acolo de numai. Păi dar nu poți să controlezi chestia asta, e aiurea. Trebuie să sari acolo după aia. What the hell, man? Ok, bă, da, scârbos e dragonul ăsta, nasol. Aoleu, trebuie să trecem repede de dragon. Ulu, pe cranii, pe astea. De ce i-au făcut, frate, marginile astea urâte, doamne? Uai, de cap, dar chiar pare cumva destul de real. Da, și scârbos rău. Bun, am scăpat, doamne ajută. Scârbos. Mamă, câtea scară am de urcat. Bun, hai să vedem. Bă, așa, bun. Cel mai mare Robloxier. Fac ăștia reclamă care au făcut obiul, bănuiesc. Subscribe to Fat Pet, sau auzit un nume. Da, da, ăsta e foarte cunoscut că face obiuri faine. I don't know. Nu-s chiar așa Robloxier. Robloxier. Da, e ceva de obiul ăsta, durează ceva. Sunt la level 19. Aparent ești înaintea mea, tot la level 19. Cum? Așa scrie în dreapta acolo. Aolo. Nu știu de ce te-a pus pe tine pe locul 1, dar ceva. Dar tu ce faci acum? Urc, practic, sus de tot, naiba știe. Și-s multe scări? Nu, după scările alea urc pe o platformă. Și sus în castel acolo scăpăm? N-am idee, nu mai țin minte. Castelul... Dar cred că da, parcă așa era faza, tu practic tot trebuia să urci în castel. Bă, dar mi s-a blocat asta. Ce? Tu trebuia să, nu știu, merge foarte încet chestia asta cu care urc. Nu cred că așa ar trebui să meargă. Și-o picat acum. Am chemat-o eu jos. Da, da, uite-te cum merge, tot așa au mers. Am chemat eu jos cu tine. Serios, dai buguit, bă. Și acum să vezi că vine altul și o cheamă, da, iarăși. Mamă. Durează 14 ani până sus. Dar te-am văzut cum ai picat. Mamă, era fain să mai și mor acolo. Oh my god. Nu te pot împinge, mă. Ba da, hai că poți. Așa o bubuindă, o stricăm de tot. A stricat-o, măi. Uite că nu mai urcă, uite că nu mai urcă. A stricat-o. A stricat liftul. Hai că da. Bă, dar nu-i normal, trebuia să urce ca lumea. Oh, no. Am mai avut un obstacol de ăsta și urca cum trebuie. Nu știu în ce direcție trebuie să o luăm. Dar în principiu, da, aici parcă era finalul. Că știu că practic tu trebuie să urci să... Aaaaaa! Știu că tu trebuie să urci, practic. Uite, bă! Aaaaaa! Da, și aici. Cum să uită pe cât avem de alerg.
Cât avem de alergat. Mamă. Nu mă prins. Păi tu ești în spatele meu. La mine tu ești în spatele meu. Serios? Da. Chiar ești în spatele meu. Și la mine ești tot în spatele meu. Aoleu, deci o să fie egalitate înseamnă. Din cauza că m-ai trollat, practic. Eram cu un level înaintea lui și din cauza chestia aia, ce... Eu te văd în spatele meu. Și eu te văd în spate. Da. Cam dubios, sincer. Avem amândoi filmare, deci nu mințim. Pana mea, ești, da, ești în spatele meu, lipit de mine, în spatele meu. La mine ești așa, la jumătate de metru. A, și gata, asta e sfârșitul. Bănuiesc. Uite, dubios. Am luat checkpoint-ul înainte. Păi am ajuns deodată aici, în pana mea. Am glumit, o să considerăm egalitate, ce e aici? Am luat o medalie și nu s-a întâmplat nimic. Aia, nu contează o mini-sutime. Jump pad. Auleu! Uai, ai, ai! Stai că așa putem vedea exact castelul și dragonul și uite-te cum eu mă duc la dragon. Dar cum poți controla, că nu prea pot controla. Păi ia, cu speed, dar nu, că n-are sens și speed, sau? Nu, că mă pun aici sus pe chestia asta. A, încerc, adică că nu prea pot. Nu pot. A să murit. Auleu! Nu pot să urc, în fine. Nu merge să stai pe dragon? Nu pe dragon, pe lângă, să încercam pe o chestie. M-am dus naibii și eu. Unde te dă? A, înapoi, acolo. Nu mai dă nicăieri. Oh my god, am murit. Eu vreau să mor pe dragon. Și eu aș fi vrut, sincer. Să călăresc dragonul. Stai că iau și speed și jump, că nu asta sunt. Asta cine călărește primul dragonul? Da, e mult mai ok cu speed și jump, doar că am luat-o greșit. M-am prăvălit pe aici. Ok. Sunt pe dragon, bă. Și eu sper... pe n-ai cum că nu merge, că am intrat prin el. Cum, mă? Eu sper el. La mine nu a mers. Eu sper pe el, bă. Aoleu. Calarez dragonul! Am sărit pe el și am intrat în el. Uai, cum se mișcă acolo. Păi da, dar nu pe capul lui. Te văd. Da, da, din cauza că am sărit fix pe cap. Stai că vin acum. Hai de călărind dragonul! Mamă, ți-am ajuns și mai mari robloxieri să călărească un dragon. Eu vreau să mă... Aolo, m-am prăvălit. Și eu. Aș fi vrut să mă pun pe coada lui, bă. În fine, nu mai contează. Deci tu, că am avut 20 de levele, nu am avut multe deloc. Deci, în asta, egalitate de nu se pune, tot 2-0 rămâne. Da, da. Uite că noi puteam face chestia asta. Ce chestie? Uite, puteam să mergem cu culoarea asta, era mai ok. Cu ce culoare? Nu mă vezi? Am căzut. Poți să iei culoare din aia cu care poți să zbori. Da. Ok, bun. Putem ajunge lejereanu. Deci acesta a fost episodul, este egalitate, deci nimeni nu câștigă niciun punct, n-are sens să zicem 3-1, că mi se pare stupid. Da. Deci 2-0 rămâne scorul, așa că ne revedem într-un alt episod. Poate câștig și eu, ci știi? Am intrat cu tot un nasul dragonului. Un nas? Mamă, că de aici direct thumbnail fac. Thumbnail! Mamă, cum arată! Nu, deci trebuie să fac thumbnail aici, n-ai cum să dai. De mi-ar și merge. Aolo. Dar cum ești, mă, acolo? Dubios. Cum se schimbă texturile, nu mai înțeleg. Tu mă vezi pe mine? Cred că da. Aolo, ce-am făcut? Sunt înăuntru, bă. Ți-am zis că am intrat cumva fix în nasul lui, mă. Dar am intrat de tot în el, bă. Știu. Aolo, că trec mașinile. Sunt stomacul lui, m-a mâncat iară, bă. Mai scârboz, du-te că mă duc și mă sinucid. Gata. Super hero. Sper că v-am făcut episodul. Follow pe Instagram, ovidiu.700nocit.insta. Și noi să ne vedem data viitoare. Toate cele bune, pa! Pa, pa!